Bună ziua, prieteni! Ne aflăm în legătură telefonică de altă dată, nu video, din cauza că n-am descoperit o formulă care să ne o aducă în imagine și pe doamna profesoară Mihaela Miroiu. Îi spun bun găsit la interviurile Lumea Liberă și să discutăm Bună despre ziua criză. tuturor! Le Bună auziți, ziua da? tuturor! Și ieșire grafică din criză. Mă Da, rog, ieșire bună! V-am urmărit cu mare atenție, sunt un fan de-al dumneavoastră, v-am tot preluat postările de pe Facebook și pe ziariștii.com și aici pe Lumea Liberă și mărturisesc că doream să avem o discuție pentru o imagine despre criză altfel, pentru că urmăresc politicienii, urmăresc dezbaterea publică din România, urmăresc agitația din rețelele de socializare. Și nu, parcă nu văd busola, nu văd ceva limpede, nu văd încotro ne îndreptăm. Dumneavoastră, cum ați trăit această perioadă de carantină, de izolare socială? Cum ați perceput-o personal? Și după aceea să discutăm și cum ați perceput-o la nivel social, în societate. Personal, eu fac parte din categoria celor care au putut lucra, pentru că am putut să țin cursuri online. În același timp, fac parte din categoria celor care, despre care se presupunea că în perioada asta fac cercetare serioasă, studiază, scriu pe temele lor importante de cercetare. Ei bine, dacă am fost în stare să fac cursuri, pentru că era o datorie față de cei care urmau cursul. În schimb, partea cealaltă legată de studiu și cercetare nu mi-a mai mers. Și nu mi-a mai mers pentru simplu motiv că odată mintea nu se mai putea concentra liber pe asta și în al doilea rând pentru că la ora actuală nici eu nu sunt mai puțin confuză decât toată lumea, adică nu îmi pot imagina exact cum se va reprofila lumea de după această criză, încât să știu ce va fi cu adevărat important pentru semenii mei, cu excepția unor, să zicem, valori la care ținem în mod fundamental și care aparțin umanismului democratic. Deci, în afară de asta, eu trăiesc în incertitudine, am un noroc extraordinar că am curte și că am Da, văzut asta primăvară într-adevăr. Vă venind. felicit, vă felicit pentru că este o mare realizare în astfel de vremuri să poți să ieși în curte, să te plimbi, să iei puțin aer, altfel decât în balcon, unde presupun că e mult mai complicat. Da, deci e o curte pe care n-am făcut-o noi, am făcut-o de la nimic. Fapt pentru care relația cu curtea este o relație așa, ca și când ar fi un fel de copil substitut. Sigur că este și fiul nostru cu noi, între altele, dar e celălalt copil, cel vegetal, cel îngrijit, crescut. Uite, și comportamentul acesta s-a schimbat mult, în sensul că eu am experiența unui copil care a crescut la țară în anii 60. Știu foarte bine ce înseamnă o gospodărie de autoconsum. În Hunedoara, nu? Din câte țin minte, din postările. Chiar duc pe lângă Hunedoara, da. Adică sunt foarte obișnuită, instinctele mele de mică țărancă dobândite la vremea aia funcționează bine în perioade de genul ăsta. Așa e, Pentru așa că e. mă gândesc la strategii de supraviețuire, de exemplu, până anul ăsta am avut o curte pur estetică. Ei, anul ăsta am plantat roșii, busuioc, Da. ceapă verde, în locul unor straturi cu flori. Da, să știți că Adică. am aflat despre activitățile dumneavoastră casnice la curte. Poate o să vă surprindă de la o rudă de-a mea care este plecată la muncă în capitala Spaniei, Madrid, o persoană modestă, nu e super calificată, nu are studii superioare, însă o autodidactă, o femeie care i-a plăcut mereu să se cultive, să citească și vă urmăresc să știți și foarte mulți oameni care nu sunt neapărat licențiați. Eu știu, cum să spun, știu asta și din punctul meu de vedere, lumea nu se poate împărți în licențiat și nelicențiat,
Cunosc oameni de o calitate morală, umană, excepțională, care au, unii dintre ei, 7 clase, că atât au apucat, dintre cei mai în vârstă, și oameni mai tineri, care în niciun caz nu au studii superioare, de o calitate excepțională. Deci avantajul meu foarte mare este că cred că viața mea seamănă cumva figurativ cu păpușile Matrioșca. Adică mica țărancă de acolo, nepoata țăranilor din Sâncrai, mă rog, fiica unui orășel de provincie, etc., ele ne trăiesc toate. Așa e, așa împreună e. În același timp. Așa e, dar reușiți să o faceți într-un mod, lăsați să iasă câte puțin, așa, câteodată din fiecare. În moduri interesante ați postat la un moment dat imagini cu dumneavoastră din copilărie, mi-aduc aminte, din casa părintească. Foarte interesant. Da, da, eu sunt, să spun, am și bucuria mare, dar asta e la 400 de kilometri, bucuria asta mare, că am păstrat și refăcut gospodăria bunicilor și străbunicilor, am reamenajat sura, în fine. Am marea plăcere să dorm în camera în care m-am născut. Incredibil. E un sentiment extraordinar. Fantastic. Și toate aceste straturi, de ce așa îmi explic de ce toate aceste straturi de lume așezate în mine, faptul că n-am dus o existență de pur calea victoriei, faptul că în primii mei ani de învățământ am predat la seral, la construcții și la textile, la oameni care aveau în casă mersul trenurilor și cartea de telefon și cam atât. Și am învățat să fac filozofie cu oameni de acest fel, care de altfel erau niște oameni minunați. M-am învățat să vorbesc cu oamenii, așa e, așa e. Cum să spun, ridicându-mă eu la simplitatea frumoasă. Exact, exact. Adică, a spus foarte frumos, da. Și eu am remarcat asta la oamenii cu care sunt inevitabil în contact prin Facebook și prin alte modalități tehnologice moderne. A remarcat priza dumneavoastră la un public divers, nu neapărat licențiat, pentru că, bine spuneați dumneavoastră, calitatea nu stă neapărat, cunoaștem cu toții, știți bine, oameni super licențiați care ne-au dezamăgit. Dar vreau să revenim eu la... Eu cred că aș fi puțin mai dură. Cunoaștem cu toții lichele sinistre, cu doctorate și titluri academice. N-am vrut să folosesc eu. Pare rău. Da, da, nu, vă dau dreptate. Sunt unul dintre cei care fac parte din categoria asta. Știu foarte bine ce spun, după cum și dumneavoastră știți ce spun. Calitatea oamenilor nu are legătură cu diplomele și titlurile lor. Așa e, așa e. Așa e, eu mă feresc pentru că, vă spun sincer, de 20 și aproape 30 de ani de când lucrez în presă, de la Revoluție încoace, trecând prin toate epocile, Iliescu, Năstase, Constantinescu și așa mai departe, cred că m-am autoinjectat cu această răutate, hai să spunem necesară, totuși, având în vedere aceste lichele de care pomeneați, dar parcă am obosit și mi-am dat seama că mi-e nevoie să fac o schimbare, să trec la un alt nivel de percepție și de comunicare, undeva într-o zonă mai, nu știu, mai înțelegătoare, să spun așa pe românește, vis-a-vis de toată lumea, da. Pentru că și cei care ne dezamăgesc sunt convins că au legătură și cu noi înșine. Am ajuns la această concluzie și, în fine, vreau să... Și noi dezamăgim. Și noi, da. Dezamăgim. Și vreau să mă duc într-o zonă, exact, să mă duc într-o zonă în care să discut cu oameni inteligenți ca dumneavoastră despre cum putem face să ducem înainte lucrurile, inclusiv folosind... Inclusiv ținând cont de aceste lichele, pentru că lupta cu ele, mi-am dat seama, la modul la care am fost eu cel puțin implicat până acum, așa, cu baioneta, nu, am senzația că n-a schimbat mare lucru. Poate, nu știu, ar fi fost mai bine să găsim o cale de a comunica altfel cu ei, de a-i face să înțeleagă faptul că au greșit fără să-i să lovim. Eu cred, de fapt, că problema, sau sunt mai multe probleme aici, o problemă e că faptul că media, presa, social media, social media, cum îi zice, ne uităm mai degrabă la astfel de cazuri și avem o abordare reactivă față de situații de ticăloșie și de lichelism,
dar nu știm și nu avem exercițiu de a-i prețui și respecta public pe cei care merită să fie prețuiți și respectați, oamenii pot să ajungă bineînțeles și la concluzia că lumea este populată cu lichiele și că nu avem exit. Bună observație. Deci, un lucru care poate contracara chestiunea asta sunt exercițiile la fel de frecvente de respect și prețuire pentru cei care merită sau atenție. Chiar și pentru unul care, pe care l-am categorisit mereu în, la lichele, dacă acea persoană face cu adevărat ceva bine. Deci noi trebuie să distingem cumva între faptele unei persoane și persoană și în momentul în care chiar și cineva care mi se părea relativ pierdut într-un sistem de referință face un lucru cu adevărat bun, să spunem că a făcut un lucru bun. Eu văd un refuz de planul, de exemplu, în momentul în care îndrăznesc. Să spun, vă dau un exemplu clar, nu? Mie îmi place foarte mult ce face primarul din Hunedoara. El este primar PSD. Acum, foarte interesant, foarte interesant. Legătura lui cu partidul, nu știu cât e de puternică sau nu. Dar, pe de o parte, omul ăsta nu a comis niciun act de corupție, pe de altă parte a făcut în orașul acela ceea ce nu s-a întâmplat în 30 de ani. Are o administrație bună, a atras foarte multe fonduri, se cunoaște, deci după el, genul ăla de primar care merită să poartă nume de stradă cândva. Ei, în momentul în care îndrăznesc să scriu un cuvânt bun despre unul ca el, după cum scriu și despre unul ca cel de la Oradea sau cea de la Sibiu. Sau Alba Iulia, sau da, sigur. Da. Lumea pur și simplu se revoltă atât de tare împotriva mea că am îndrăznit să spun ceva bine despre un PSD-ist sau ceva. Hai să fim serioși, deci lipsa noastră de discernământ și înnecarea tuturor categorial într-o hazna nu ne face bine nimănui. Corect. Odată pentru că, categoric, PSD-iștii, de exemplu, au reprezentare legitimă, în sensul că ei sunt votați și preferați, ce înseamnă inclusiv dispreț față de cei care îi votează și preferă. Și doi, niciodată în politică dracul n-are cum să fie numai negru și nici îngerul numai alb. Așa e. În concluzie, în primul rând trebuie să fim autoreflectivi, ne uităm la noi înșine și ne dăm seama de câte ori suntem prostuți, de câte ori suntem lași, de câte ori suntem indolenți, de câte ori ne lene să facem ceva bine sau suntem ipocriți, nu? Da. Natura umană e ciudată. Așa e, așa e. Deci, hai să ne uităm în primul rând în oglindă și să ne dăm seama că nu avem de unde căuta repere perfecte în realitate, ci doar comparații fericite sau mai nefericite. Aveți dreptate și eu vă mărturisesc că mă aflu cumva în aceeași situație ca dumneavoastră, dar iată, măcar ne avem cumva unii pe alții, să spunem, dacă tot v-ați simțit atât de atacată de cei care vă lăudau pentru poziții politice anti-PSD, nu? Și atunci ați simțit nevoia să faceți... Nu, nu sunt anti nimic, în afară de anti-extremisme. Din punct de vedere politic, cred că pluralismul este fundamental, este necesar, deci de plano nu resping decât extremiști. Sunteți o democrată convinsă și asta se vede în tot ce faceți noastră, în activitatea didactică, în relația cu publicul, în comunicarea publică, iată și în această manieră în care o facem acum. Dar, bineînțeles că eu spuneam că ați fost atacată de cei care vă considerau anti-PSD-istă, pentru că altfel nu v-ar fi atacat atunci când ați făcut o observație pozitivă despre un primar PSD. El m-au atacat prietenii mei maghiari, unii dintre ei, pentru poziția foarte nuanțată pe care am avut o problemă cu ținutul secuiesc. Autonomia. Da, adică da. Toată lumea te atacă pentru că nu spui exact ce vrea. Eu vreau să vă spun că, deși poate suntem o minoritate, eu am făcut aceeași observație zile trecute despre demiterea lui Adrian Străinu Cercel în plin scandal. Poate, nu știu, poate a fost o idee prostească. Am simțit nevoia
să spun că poate nu era bine să fie demis acum, în aceste momente. Eu nu spun că el e bun, cel că e PSD-ist, nepesedist, nu știu ce. Dar. Chiar nu mă interesează, sincer. Mie îmi trebuie să presteze pe rolul social pe care îl are. Dar s-a creat un Cine? scandal, Demis? exact, s-a creat un scandal pe baza unei propuneri pe care el a făcut-o. Sunt convins cu bună intenție de a proteja bătrânii peste 65 de ani, că nu cred că era nebun Săinu Cercel să facă un rău bătrânilor, să ia de la familie, să-i ducă niște Nu. containere, nu? Ce se întâmplă cu chestiunea asta cu bătrânii? Deci modul în care statul gândește problema vârstnicilor sau, mă rog, alte instituții, în cazul ăsta institutul de care se ocupa Străinul Cercel, reflectă o gândire, din păcate, foarte neliberală. La cam toți. În Așa e. sensul în care, ceea ce trebuie să știe, sau axioma noastră, trebuie să fie că, în privința fiecărui individ adult, noi lucrăm cu supoziția discernământului, cu faptul că este o ființă rațională care își cunoaște interesele, cu faptul că, de exemplu, eu am 65 de ani, da? Mulți înainte. Nu am comorbidități. Slavă Domnului. Știu să-mi pun mască. Da, uite, tu faci o supoziție într-o declarație că una ca mine, la vârsta mea, care între altele profesează mai departe, nu poate să se ducă să-și cumpere laptop sau un top de hârtie sau o cerneală pentru imprimantă sau ceva de genul ăsta, pentru că în lista aia sau că nu pot face acte de voluntariat. Deci, Da. pe scurt, ideea că statul spune ție de ce ești sau nu ești în stare, pe mine mă insultă. E adevărat. Sincer. Adică, domnule, gândește-te, una este să protejezi. Foarte bine, protejezi. Dar, între altele, prevederea care cel puțin visa perioada în care au fost 2 ore și s-a terminat ieri perioada, îți spunea că pot să se ducă vârstnicii, mă rog, și cei într-o situație vulnerabilă, 2 ore la cumpărături, dar în acelea 2 ore se puteau duce și ceilalți. Arăta că, de fapt, nu vrei să-i protejezi, vrei să-i restrângi. Nu? E adevărat, Pentru nu că e? ei, acolo se întâlneau cu toată lumea. Toată lumea avea dreptul să circule și la orele lor. Dar când tu ai numai 2 ore pentru tine și statul zice că te protejează, cum te protejează când ceilalți au voie să circule la orele tale? Deci, partea tâmpită e că noi nu avem o gândire politică democratică în sensul democrațiilor liberale. Am înțeles foarte bine ce vreți să spuneți și chiar vă dau dreptate, pentru că nu e importantă, dumneavoastră sunteți o liberală, nu în sens politic, liberală prin drepturile. Da, sunt în sensul liberalismului etic. Etic, Exact. Și da? Da, nu, da, da, da. vârsta nu e un criteriu, pentru că vă dau exemplu, eu sunt acum în Spania și m-a prins aici blocat această pandemie. Și mă uit, aici e dezastru când vorbim de impactul și o să revin la felul în care abordăm și privim criza, apropo de Săinu Cercel, dar am văzut aici cazuri de bătrâni, că nu e relevant, de asta spun, povestea asta cu coronavirusul e o nebuloasă pe multe planuri. Sunt foarte mulți bătrâni care peste 80 de ani, într-un mod surprinzător pentru medici, care au depășit cu bine, au fost infectați, au fost la terapie intensivă și s-au vindecat. În schimb, sunt tineri care n-au avut niciun fel de problemă de sănătate, care au murit. Dar revin la Săinu Cercel. Mă rog, mi-am spus părerea că nu e bine să fie debarcat și nu e bine, în general, să reglăm conturi de niciun fel cu oameni care au funcții, să-i dăm jos, să punem pe alții în plină criză, pentru că se creează o impresie publică împotriva lor. Pentru că eu sunt aici și văd aici. Aici au murit 23.000 de oameni. Medicii, asistentele medicale n-au avut ce le-a trebuit în spitale, adică n-au avut exact ce reclamă și cei din România. Măști, materiale sanitare de protecție s-au infectat. Sunt peste 35.000 de cadre medicale infectate. Aia înseamnă 20% din personalul medical. Dar să știți că n-am văzut nicio
nicio demitere, nicio tăiere de cap, nicio reglare de conturi, nicio. Sigur, nu este o unitate de asta falsă, să ne luăm în brațe toți că e bine, nu. Dar nu există această ură pe care o percep eu în România, care mi se pare mai gravă decât efectul pandemiei însăși. Nu vi se pare același lucru? Pe de o parte, mie mi se pare și altceva, mi se pare o lipsă de responsabilitate, în primul rând. Oricare dintre noi ar trebui să țină foarte mult la instituții și la autoritatea instituției. În primul rând, la autoritatea epistemică, nu? Adică omul ăla, dacă e acolo într-un sistem de referință în care e în profesia lui sau altul are o funcție de comandă în perioada asta, e vorba de funcție ocupată, mă rog, de o persoană și e vorba de faptul că în perioade de criză nu provoci anarhie. Exact. Nu creezi instabilitate, nu zdrunci în funcționarea instituțiilor. Este o axiomă, pur și simplu, că nu te apuci de revoluții, răzmerițe și alte prostii în perioade de crize mari. Deci faptul de a da cu pietre în continuu și de a practic de a sili guvernul să demită oameni sau să-i pună în situația de a-și da demisia pentru motivul că isteria este cât casa, e altceva. Nu, dar am ajuns și vreau cu altă ocazie, când o să vă mai găsesc liberă, să continuăm acest interviu. Noi o să-l facem acum mai scurt, undeva până într-o jumătate de oră, că înțeleg că e bine, asta e tendința pe internet, ca tot ce se arhivează online să nu fie prea lung, dar o să-l facem în reprize și cu asta ne mai economisim și timpul nostru, dar vreau să revenim la această chestiune care ține de percepția publică în societate, pentru că mie mi se pare că România, dacă suferă și bine vezi lucrurile și din afară, nu strică să faci exercițiul ăsta de a ieși și de a vedea ce se întâmplă în România din afară, pentru că ai senzația că acolo este uneori un teatru de război român-român. Revin la chestiunea asta a crizei și a situației din societate. Aveți percepția că este ridicat nivelul de tensiune mai mult decât e cazul în societate? Mă uit în rețele de socializare, în Facebook. Societate nu. În societate nu. Deci în partea discursivă, de discurs a societății, da. Adică da, una este România din timpul crizei, pe stradă, pe drum, la magazine, la piață, mă rog, la farmacii, unde mai ai acces. Și oamenii se poartă foarte ok. Și sunt deferenți, sunt politicoși, păstrează distanța între ei, se respectă, se sprijină, tind să îți creeze spațiu dacă vrei să faci ceva și așteaptă cu răbdare. Deci, cred că oamenii reali în carne și oase, cât timp se află în spațiu fizic, nu și-au pierdut deloc mințile. Cred că oamenii sunt smintiți când e vorba de spațiu discursiv, mai ales de cel virtual. Așa e, așa e, aveți dreptate și să știți că, iarăși vă mărturisesc că ăsta e un alt motiv pentru care am vrut să pun pe roate povestea asta cu lumea liberă, chiar și numele îi spune asta, pentru că, mă rog, la aziariștii.com rămân conectat pentru acel public pe care să știți că și eu l-am cultivat, care acum, culmea, se întoarce împotriva mea când am astfel de poziții, zic eu, echilibrate, gen străinul cercel, dar aici vreau să discutăm cu oameni ca dumneavoastră, pentru că părerea mea e că avem nevoie să ne reinventăm și mediatic și individual, sociologic, cultural, altfel ne ducem la fund. Bun, acum, că tot vorbeam noi mai înainte de povestea asta cu, să zicem, senioritatea, bătrânețea, sau cum Dumnezeu vrea să-i spună lumea, categoria. Eu am o așteptare din partea celor care au trecut de 60, eventual chiar și a lor care au trecut de 50, să fie ei exemple de înțelepciune și temperanță. Da. Nu mai au scuze hormonale, mi s-a urcat testosteronul la cap, arăt eu ce mare macho și bărbat sau mare nebună sunt eu. Îmi pare rău, dar există o vârstă de la care stă groaznic dacă mai faci chestii de Da. astea. Chiar e forma urâtă, adică, da, o fi ceva în toată treaba asta. Ajungi la vârsta înțelepciunii. Păi arată, domnule, că ai ajuns la vârsta înțelepciunii.
Și mai ponderat, e mai normal, ai o experiență mare de viață, ai trecut prin multe. Nu te mai repezi ca un puber, nu știu, în plină revoluție hormonală. Deci, pentru mine, nu pot să înțeleg acest refuz al maturității. Pur și simplu, refuz al maturității din partea unor oameni de admiterea foarte cu carte, foarte educați, mă rog. Unii dintre ei foarte buni profesioniști. Eu cred că sunt mulți oameni de bună credință, inclusiv în cei care se năpustesc împotriva noastră atunci când, nu știu, avem alte opinii decât în mod uzual și când facem observații sincere care se cumva, pe care ei le percep cumva ca fiind împotriva lor. Doar că, știți, cred că au nevoie de acel impuls, de acea scânteie pe care nu pot avea decât dacă apare, uitați, cineva ca dumneavoastră sau cineva, nu știu, alții oameni cu poziții, cu imagine publică puternică, în măsură să-și asume anumite idei care chiar sunt împotriva convingerilor uzuale, obișnuite. Dar eu vreau să vă mai întreb. Problema este și cum formulează drept critică și obiecție ceea ce nu-ți convine. Nu ataca la persoană. Nu sări la beregată. Nu, e normal să nu avem aceleași păreri. Doamna profesoară, în timp ce noi vorbim, eu aici fac diverse eforturi pentru a pune pe ecranul din spatele meu articolul cu dumneavoastră în care v-am anunțat prezența la interviurile Lumea Liberă. Din păcate, internetul joacă feste, așa că o să vedeți imagini de pe știri în spatele meu, dar nu asta e atât de important. Data viitoare o să reglăm și partea video. Promit eu să găsesc o formulă care să ne pună față în față, pentru că așa e mai bine. Ceva Eu mi-am evident, băut da. cafeaua cu dumneavoastră, să știți că în timp ce vorbeam asta s-a Excelent. înregistrat și mi-a făcut mare plăcere. Vreau să vă mai abordez foarte scurt cu o chestiune care ține sigur de esența noastră și a noastră și a mea, satul românesc, pentru că eu și eu am crescut la țară și dumneavoastră la fel. Mă gândeam că plecând de la această criză, nu știu, am avut așa o revelație, să spunem, luând în calcul, Doamne ferește, prelungirea ei sau chiar apariția altor crize similare, și gândindu-mă că poate vom ajunge, sper să nu, în situația în care satul să conteze foarte mult, în sensul că eu când eram mic, de pildă, mi-aduc aminte, noi munceam ca să mâncăm. Acum sper să nu ajungem în situația aia, dar pe de altă parte, nu credeți că sunt totuși unii oameni care acum aș pun problema, domnule, ce bine era la mine la țară decât să plec să câștig bani greu munciți. Deci, în primul rând, eu nu văd de ce nu s-ar muta la țară cei care pot să facă telemuncă, Exact, cum sunt eu, de respectiv exemplu, chiar cei da. din profesiile foarte calificate, care e problema. Apoi se vede clar că la ora actuală poți avea motivul principal al migratului la oraș, mai ales al celor cu profesii intelectuale, a constat în faptul că aveau acces la informație. De acum avem toți, oriunde ne-am aflat. Exact. Nu văd care e marea diferență. Nu cred că există rațiuni serioase ca să trăiești într-un stup în loc să trăiești în aer liber. Și cred că deci noi am avut mai multe migrații în decursul istoriei, cum a avut, de fapt, toată Europa și toată lumea care cândva s-a industrializat. Am avut multe migrații. De exemplu, dacă a existat o migrație puternică de la sat la oraș în anii 50, 60, 70, după aia a existat o migrație puternică de la oraș la sat, odată cu prăbușirea industriei. După care a stagnat și iar a mai fost o mică migrație spre oraș și acum se poate foarte bine, nu să vrea omul să-și facă o casă de hobbit drăguță, are mijloace să aibă și căldură și apă și tot ce vrei. Și internet chiar. Tehnologic lucrurile sunt în altă parte, internet au, vedem fiecare că în ultima instanță rămâi numai cu ai tăi, în ultima instanță. Exact. Dacă, ce să faci? Nu știu. Sigur că o criză, dacă te-ar duce pe o linie de echilibru superior celui din care ai plecat, ar fi o binecuvântare cu toate consecințele ei nenorocite. Sper să nu alegem prost. Da. Că spun să nu alegem, să nu alegem ca mai la nivel mondial, adică Da, și nu povestea. știm. Evident că nu știm încotro duce toată nebunia asta.
Pe de altă parte, e clar că ar fi trebuit să, sau ar trebui să rămânem cu niște lecții, nu? Din Da, bună. Da, cu toată. niște lecții foarte serioase despre ce contează, în mod Exact. fundamental. Și sunt lucruri despre care crezi că nu contează. Sau, mă rog, faptul că se închid teatre, s-au închis teatre, spectacole, nu știu ce. Bun, hai să ne imaginăm criza, fără filme înregistrate, fără teatre înregistrate, fără muzică înregistrată. Ce faci? Deci îți dai seama că cultura Exact. este cel puțin o nevoie de rangul 2 după cea de hrană. Categoric, Și că avem ce ne trebuie ca să consumăm cultură chiar și de la distanță, nu? Acum. avem ce ne trebuie, dar pentru asta cineva trebuie să o producă atunci când se poate. Și acei cineva trebuie efectiv sprijiniți să producă ingredientul acesta vital pentru cei mai mulți dintre noi, sau pentru toți. Aveți Că și dacă dreptate. Aveți dreptate și nu, nu. am o educație mai precară, tot am nevoie de spectacol, tot am nevoie de muzică. Da. Nu contează. Da, și vorbim, bineînțeles, de producție culturală de calitate, pentru că vedem această inflație care circulă pe rețele socializare de non-cultură, de non-informație, care riscă să șteargă tot ce este de calitate, din păcate. Acum problema e și că noi facem o școală în care educația artistică este subunitară. Ca Da, pre... da. Nu e... Ei, cum poți cere oamenilor să aibă gusturi artistice rafinate, gusturi muzicale, gusturi legate de teatru, de spectacole, când tu nu duci nimic pe zona asta? Aveți dreptate, da. Nu e nici pe departe interes pentru această zonă. Și cred că, nu știu, dacă vrem să ne stabilim niște priorități după această criză din punct de vedere politic, național, nu știu, ar trebui să punem pe hârtie de ce avem nevoie pentru viitor dacă, Doamne ferește, mai apar astfel de crize. Da, tare mi-e teamă că nu știu dacă există. Care ar trebui să-l stabilim este cât o să mai trăim în polarizarea asta socială cumplită, inclusiv între categorii profesionale și așa mai departe, care îi exclude pe foarte mulți concetățeni, dar care muncesc foarte serios, de la acces la diverse lucruri pe care ei nu le pot face pentru că câștigă foarte prost sau foarte puțin. De ce diferențele astea enorme? Pentru că au legătură cu, nu știu, neînsușirea unor valori fundamentale, nu cum ar fi de pildă toleranța. Cred că dacă oamenii ar fi mai toleranți, cred că dumneavoastră sunteți un fan, sunteți un militant pentru drepturile acestea fundamentale. Iată că ele nu se respectă. Problema este că eu am impresia că noi nu avem dezvoltat un simț al dreptății încât să cerem mai multă dreptate. Inclusiv pentru oamenii foarte defavorizați economic. Deci te vei trezi. Acum, bun, hai să spunem, eu mai am din ce trăi. Poate dumneavoastră aveți încă din ce trăi. Mă Ce rog. fac cu oamenii care nu vor mai avea din ce trăi? Așa e, așa e. Să știți că, bă, nu mă lau nici eu cu prea multe rezerve în cămară. Unde, da. Cred că vă spun sincer, doamna profesoară, cred că, nu știu, suntem într-o perioadă, trăim niște vremuri în care asta trebuie să fie prioritatea noastră ca umanitate, solidaritatea și grija față de celălalt, pentru că, sigur, sunt mulți care își ridică garduri, își strâng cât mai mult în jurul lor să consume chiar și în vremuri de pandemie și cred că nu știu câți dintre ei se gândesc la cel de dincolo de gard care poate n-are ce mânca. Nu, asta pe de-o parte nu, dar problema e că nu putem pune la nivel politic problema în termeni de caritate și de bun simț, ci în termeni de dreptate socială. Asta înseamnă o politică cu totul diferită, de exemplu, de impozitarea veniturilor și bunurilor. Pentru ca să ai ce redistribui, înseamnă să nu tolerezi în sectorul public diferențe catastrofale între salarii și pensiile celor din sectorul public, etc. Categoric, categoric. Deci,
uman, sigur, e altă latură. Și în criză s-a dovedit că umanitatea, în sensul solidarității, ca să strângi bani pentru spitale, să strângi bani pentru măști, pentru ajutorarea oamenilor în nevoie, a funcționat foarte bine, slavă Domnului. Problema e că dreptatea, care nu poate fi administrată privat, ci numai politic, nu funcționează. Bun, să sperăm că, nu știu, ne vor auzi și pe noi, și pe dumneavoastră, cei care trebuie să ne audă, oamenii de rând, în primul rând, pentru că cred că de jos în sus pleacă schimbarea, nu? Și cu siguranță ne vom reauzi, doamna profesoară Mihaela Miroiu. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost în legătură cu noi. O mare drag și o îmbrățișare caldă și bună pentru spaniolii între care treci. Eu, dumneavoastră, probabil că ați bănuit, mă simt cetățean al lumii și cred că chiar dacă sunt român și iubesc România, bineînțeles că de asta și discutăm și de asta cred că facem un fel de alianță așa într-o schimbare pentru mai bine. Mă simt oriunde acasă, unde mă simt bine, dar îmi doresc mult să fie bine la mine acasă, pentru că inevitabil, cum spuneați dumneavoastră, de casa părintească, nu poți să uiți de unde ai plecat, nu poți, e greu, este în ADN-ul nostru și e bine că e așa. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată. Cu mare drag pentru toți cei care ne-au ascultat. Și data viitoare ne revedem și video, vă promit. Cu mare plăcere. La revedere. La revedere.